În această lecție o să vedem care sunt cele mai importante proprietăți ale radicalilor de ordin N. Și începem cu produsul a doi radicali. Prima proprietate, radical de ordin N din A, înmulțit cu radical de ordin N din B, va fi egal cu radical de ordinul N din A ori B, oricare ar fi A și B numere reale pozitive. Cu alte cuvinte, produsul a doi radicali este egal cu radicalul produsului. Aceste proprietăți se pot demonstra foarte ușor folosind definiția radicalului de ordin n și proprietățile puterilor. Să vedem un exemplu concret. Radical de ordin 3 din 3 ori radical de ordin 3 din 9. Conform proprietății menționate mai sus, vom avea radical de ordin 3 din 3 ori 9, egal cu radical de ordin 3 din 27 și egal cu 3. Dacă n este număr natural impar, atunci proprietatea are loc oricare ar fi numerele reale a și b. A doua proprietate, radical de ordin n din a supra radical de ordin n din b va fi egal cu radical de ordin n din a supra b, oricare ar fi numerele reale a și b pozitive cu b diferit de 0. Așadar, câtul a doi radicali va fi egal cu radicalul câtului. Să vedem câteva exemple. Radical de ordin 5 din 96 supra radical de ordin 5 din 3. Vom aplica proprietatea de mai sus și obținem radical de ordinul 5 din 96 supra 3, egal cu radical de ordin 5 din 32 și egal cu 2. Un alt exemplu, radical de ordin 3 din minus 1 supra 125. Aplicând proprietatea de mai sus, putem scrie radical de ordin 3 din minus 1 supra radical de ordin 3 din 125 sau radical de ordin 3 din 1 supra radical de ordin 3 din minus 125. Așadar, acest semn minus poate fi scris fie la numitor, fie la numărător, egal cu minus 1 supra 5. Dacă n este număr natural impar, atunci această proprietate are loc oricare ar fi numerele reale a și b. O altă proprietate, P3, radical de ordin n din a, totul la puterea m, va fi egal cu radical de ordin n din a la puterea m, oricare ar fi numărul real a mai mare sau egal cu 0. Așadar, ridicarea la putere a unui radical presupune ridicarea la putere a expresiei de subradical. Haideți să demonstrăm această proprietate. Voi nota cu P membrul stâng și cu Q membrul drept. Fie P radical de ordin N din A, totul la M, și cu Q notăm radical de ordin N din A la M. Ne propunem să arătăm că P este egal cu Q. Pentru aceasta, voi ridica fiecare dintre cele două expresii la puterea N. Așadar, avem P la N egal cu radical de ordin N din A la puterea M și totul ridicat la puterea N. Egal cu radical de ordin N din A, aici folosim proprietățile puterilor, și avem m ori n, care se mai poate scrie radical de ordin n din a la puterea n și totul ridicat la puterea m. Dar conform definiției radicalului de ordin n, acest număr radical de ordin n din a la puterea n va fi egal cu a la m. Acum q la n va fi egal cu radical indice n din a la m și totul la n. Conform definiției radicalului, radical de ordin n dintr-un număr ridicat la puterea n va fi egal cu acel număr de subradical.
Așadar, avem egal cu A la M. Observăm așadar că P la N este egal cu Q la N și având în vedere că numerele P și Q sunt pozitive, întrucât A este număr mai mare sau egal cu 0, rezultă din această relație că P este egal cu Q. Așadar, am demonstrat această proprietate. Să vedem cum putem să o aplicăm concret în exerciții. Un prim exemplu. Radical indice 3 din 7 ridicat la puterea a 4-a va fi egal cu radical de ordin 3 din 7 la 4-a, egal în continuare cu radical de ordin 3 din 7 la 3-a ori 7. Și aplicând proprietatea P1, putem scrie egal cu radical de ordin 3 din 7 la 3-a înmulțit cu radical de ordin 3 din 7. Dar radical de ordin 3 din 7 la 3-a este egal cu 7 ori radical de ordin 3 din 7. Un alt exemplu. Radical din 4 la 3-a. Conform relației de mai sus, vom putea scrie egal cu radical din 4, totul ridicat la puterea a 3-a. Radical din 4 este 2, la a 3-a și egal cu 8. Un alt exemplu, radical indice 3 din 8 la a 4-a. Va fi egal cu radical indice 3 din 8, totul la puterea a 4-a. Egal cu 2 la a 4-a și egal cu 16. Trecem la următoarea proprietate. Aceasta se referă la simplificarea ordinului și exponentului puterii expresiei de subradical. P4 are loc următoarea relație. Radical indice nk din a la mk va fi egal cu radical indice n din a la m, oricare ar fi numărul pozitiv a. Am simplificat așadar ordinul radicalului și exponentul puterii expresiei de subradical. Un exemplu. Radical de ordin 5 din 2 la puterea 15-a va fi egal cu radical de ordin 5 din 2 la 5 ori 3. Simplificăm cu 5 și vom obține 2 la 3-a, adică 8. Un alt exemplu B. Radical de ordin 6 din 4 la 5-a. Încercăm să exprimăm ordinul radicalului și exponentul numărului de subradical cu ajutorul aceluiași număr pentru a putea face apoi simplificări. 6 este 2 ori 3, iar 4 este 2 la a 2-a și totul la a 5-a. Va fi egal cu radical indice 2 ori 3 din 2 la 2 ori 5. Aici folosim proprietățile puterilor. Acum putem simplifica cu 2 și ne rămâne radical indice 3 din 2 la 5-a, care este egal cu radical indice 3 din 32. Acestea au fost două exemple în care am simplificat radicalii, iar operația inversă se va numi amplificarea radicalilor. Trecem mai departe la proprietatea a 5-a, și anume extragerea radicalului dintr-un alt radical. Radical de ordin n din radical de ordin m din a va fi egal cu radical de ordin n ori m din a, oricare ar fi numărul pozitiv a. Așadar, pentru a extrage un radical dintr-un alt radical, se extrage radicalul de ordin egal cu produsul ordinelor. De exemplu, radical de ordin 3 din radical din 10. Radicalul mai mic are ordinul 2, care nu se scrie de obicei, așadar vom avea radical de ordin 3 ori 2 din 10 și egal cu radical de ordin 6 din 10. Un alt exemplu,
radical de ordin 5 din radical de ordin 3 din minus 7 va fi egal cu radical de ordin 5 ori 3 din minus 7 egal cu radical de ordin 15 din minus 7. Dacă m și n sunt numere impare, observăm că proprietatea are loc pentru orice număr real a. Și o ultimă proprietate, discutăm despre scoaterea și introducerea factorilor subradical. Mai întâi să vedem cum putem să scoatem factorii de subradical. Radical de ordin n din a la n kappa ori b. Aplicăm proprietatea P1, produsul radicalilor, și vom avea radical de ordin n din a la n kappa ori radical de ordin n din b. Egal în continuare cu radical de ordin n din a la kappa, totul la n, ori radical de ordin n din b. Conform definiției radicalului, primul factor va fi egal cu a la kappa și avem radical de ordin n din b. Un exemplu. Radical indice 3 din 40. Vom încerca să scriem numărul 40 ca un produs de doi factori, dintre care 1 să fie la puterea a treia, pentru a putea apoi să-l scoatem de sub radical. 40 este egal cu 8 ori 5. L-am scris așa deoarece 8 este puterea a treia a lui 2. Și va fi egal în continuare cu radical de ordin 3 din 2 la a treia ori 5. Egal cu radical de ordin 3 din 2 la a treia ori radical de ordin 3 din 5. Și egal cu 2 radical de ordin 3 din 5. Introducerea factorilor subradical se va face după formula a radical de ordin n din b egal cu radical de ordin n din a la n ori b, oricare ar fi a și b numere reale pozitive. De exemplu, 2 radical de ordin 5 din 3 va fi egal cu radical de ordin 5 din 2 la 5 ori 3, egal cu radical de ordin 5, 2 la 5 este 32 ori 3 și egal cu radical de ordinul 5 din 96. Toate aceste proprietăți le vom aplica în lecțiile următoare atunci când vom face operații cu radicali.